16, un grup de șișeșteni îmbrăcați în port popular de iarnă, ușmă, după cubghiți, șoareci, copii, specific zone etnografice Cuiar, Maramureș, care face parte și comuna Șișești, a fost la Zvolen în Slovacia. Grupul a dat curs invitație filiale Maramureș a Asociației Naționale Cultul Eroilor pentru a participa la sărbătorirea Zilei Naționale a României la cimitirul militar central al Armatei Române din Zvolen. Aici, în acest pământ românesc, situat la 430 km de țară, își dorm somnul de veci, 10.384 militari români căzuți în luptele purtate pentru eliberarea Slovaciei în timpul celui de-al doilea război mondial. Drumul până la Zvolen a fost un adevărat regal de cântece patriotice și colinde, o lecție de istorie aplicată pe traseul urmat de armata română până în munții Tatra din Slovacia. Pe fruntea autocarului a tronat mândrul nostru tricolor. Din Șișești au fost prezenți la Zvolen inginerul Nicolae Babiciu Capor Drapel, frații Andrei și Mihai Dimănescu, Andrei Șișeștean, Petre Breban și Răzvan Chișa, la care s-au alăturat colonel în rezervă Gabriel Babiciu, comisar șef în rezervă Gelu Broda și soția lui din Dănești. Grupul a depus o coroană de flori din partea Asociației Renașterea Șișeșteană la impozantul monument din centrul acestui cimitir, care sugerează un sanctuar voivodal românesc. Știu că fie țara și pe urmă noi. A urmat este tot ridicarea unui parastas în memoria eroilor armatei române care își dorm somnul de veni la Zvolen. Oh,
din străinătate. Sunt aici îngropați aproape 10.400 de trei de eroi a armatei românești care au luptat pentru eliberarea Cehoslovaciei de sub jugul fascist împreună cu trupele sovietice. Au eliberat... Da. Au luptat în mare unitate în centru și sudul Slovaciei. Până și acum oamenii bătrâni își aduc aminte de trupele românești care au fost găzduite în statele care au fost eliberate de fașiști. Toată istoria cimitirului a început în vara anului 50. Pe noi să ne miluiască ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Într-o fericită adormire, veșnică odihnă de Doamne, sufletelor adormiților robilor tăi, pomeniți acum și lefă lor veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Dumnezeu să ierte și să odihnească. Stimați participanți, va avea cuvântul domnul general locotenent doctor Nemes Viorel. Domnule general. Vă mulțumesc foarte mult. Emoțiile sunt deopotrivă, indiferent cei care aveți stele mai mari, mai mici, indiferent de pregătirea noastră, indiferent de vârsta noastră, începând cu tinerii și continuăm mai departe cu cei care sunt mai mari. Și atât că astăzi, 1 decembrie 2016, Ziua Națională a României, când poporul român din țară și în afara granițelor patriei sărbătorește marele eveniment istoric al Uniunii Transilvaniei și aparatului cu România, făcut de la Alba Iulia în 1918, în această zi măreață de sărbătoare, cu sufletul și cu gândul la eroii care, cu credință în Dumnezeu, departe într-un viitor demn, fără totalitarism, îndeplinindu-și misiunile complexe sacre și o jertfi viața pentru eliberarea patriei de sub ocupația străină și reîntregirea teritorială, inclusiv pentru eliberarea teritoriilor alte state aliate de parte de casă și de cheia strămoșească, noi, un grup de ofițeri și subofițeri rezerve împreună cu membri din familie și alte persoane reprezentând societatea civilă din Marea Mureș, din București, din satul mare, am venit cu inimile încărcate de emoție, dragoste și recunoștință pentru a duce onorul și a depune o floare la monumentele funerare ale celor 10.384 de ostași români din cimitirul militar Zvolen, căzuți la datorie în Munții Tatra, încând grângelele bătălii pentru eliberarea Slovaciei în perioada 18 decembrie 44, 12 mai 45, din al doilea război mondial. Precucerice părinte, domnilor generali, iubiți artiști ai poporului din nordul țării, dragi camarazi. Deși am fost doar o perioadă scurtă pe front, mi-am format o impresie generală asupra eroismului ostașului român încă din primele zile, prezându-mi cei mai buni prieteni în împrejurări eroice deosebite. În acest sens, cred că modestele mele rânduri vor constitui atât o mărturie, cât mai ales un omagiu pentru jertfa lor supremă, pentru ca generațiile tinere să cunoască eforturile făcute de întregul popor sub lozinca totul pentru front, totul pentru victorie. La mulți ani România, la mulți ani români, oriunde v-ați afla și glorie eternă eroilor noștri. Vă mulțumesc!
foarte scurt aș vrea să punctez ceva. În urmă cu o lună și mai bine, ne-am întâlnit trei oameni într-un loc public din Baia Mare și eu am aruncat această idee că astăzi să fim aici. Eu am fost unul, domnul colonel Babiciu a fost alături de noi și colegul meu, Nistor Lihet, a fost cel care a zis, sigur că mergem, cum să nu? Sufletul organizării a fost domnul colonel, cel care m-a împins de la spate a fost Nistor și chiar dacă nu vor să vorbească decât foarte puțin, îi ascultăm pentru că merită să ne spună câteva cuvinte. Trăiască România Mare! Sunt aici împreună cu un grup de șișeșteni care astăzi nu vor mai depune ca în fiecare an de 1 decembrie o coroană de flori la mormântul leului de la Șișești, Părintele Dr. Vasile Lucaciu. Sfinte Părinte Vasile Lucaciu, erou al neamului românesc și întregitor de țară, am venit la Zvolen să cinstim pe toți eroii neamului care s-au jertfit pentru păstrarea celui mai măreț ideal, Sfânta Unire a tuturor românilor. O să încerc să mă adresez întâi domnului doctor general locotenent Nemes Viorel, domnului general major Ioan Pop, Preacucernicului Părinte, tuturor celor care sunteți aici, să cinstim pe cei care și-au dat viața pentru un trai mai bun pentru poporul român. Sunt onorat că mă aflu aici cu voi. Vă mulțumesc frumos! Maestrul Nicolae Sabău. Glorie veșnică ostașilor români! Eram copil în cel de-al doilea război mondial, când asupra cecărleului umblau gloanțele. O parte de la Tăuz Mădărău și o parte de la Săin. Cecărleul trei zile a stat sub gloanțe. Aveam câțiva ani, dar nu pot uita niciodată, când coborau din pădurile cecărleului de acolo, dinspre Tăuz Mădărău, soldați răniți cu tărgile, curgeau sângele și le spuneți tuturor cum au murit frații noștri pentru neam și țara lor. Cântecele militărești, cântece de cătănie, cântece că ne-au însoțit neamul, le am în suflet. Bravo. Ana Hosu, la fel, fără nicio altă prezentare. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici pe stăpâni. Noi suntem romani, noi suntem romani, suntem strănepoții lui Traian. Ardelean, fecior de munte, ia ridică-ți-o ta frunte și ți-o înalță cu mândrie, că ești fiu de Românie. Doamne ajută-ne tuturor! Baia Mare, Păi Iisus de Baia Mare, treci un volentin călare, treci un volentin călare, plângul. Pentru vai săracul Volentinu, vai săracul Volentinu, cum își pierde Volentinu. Vă mărturisesc faptul că mă încearcă înainte de toate un sentiment de durere, un sentiment de revoltă, dar și un sentiment de mândrie, pentru că, iată,
cei apropiați nouă din punct de vedere al neamului nostru românesc nu sunt lăsați la voia întâmplării și datorită înainte de toate dumneavoastră celor prezenți, iată că ne reîntâlnim cu ei, dar îi ducem acasă cu noi în amintirile noastre și în respectul și demnitatea pe care o merită. Și șeștenii au intonat cântece osășești, completând în mod fericit momentul folcloric prezentat de mari artiști maramureșeni Nicolae Sabău și Ana Hosu. Apoi, membrii grupului au aprins candele pe care le-au așezat pe plăcile de marmură inscripționate cu gradul, numele, prenumele și locul decesului eroilor înmormântați aici. Glorie eternă eroilor români care s-au jertfit pentru formarea și păstrarea României dodoloasei.